Seara de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să... Bună dimineața! Știri din Neamț, Mesagerul de Neamț, în direct la cafeaua de dimineață. Joi a apărut Mesagerul de Neamț, ediția scrisă, pe prima pagină, scandal în sănătate, concedii medicale și parafe falsificate, bolnavi privilegiați. O anchetă care se întinde pe două pagini, merită să citiți. De asemenea, puteți afla din acest săptămânal de ce sunt fericiți, cei mai fericiți, cred că, din județ, locuitorii comunei Crăcăoani. Sunt fericiți, nu numai așa, sunt fericiți și pe bani. Au dat vreo 30.000 de lei ca să afle de ce sunt fericiți. Să nu faci ce face primăria Piatra Neamț, partea a doua, și alte câteva lucruri foarte interesante, de exemplu, cam cum bate romanul la fund municipiul Piatra Neamț în ceea ce privește locurile de promenadă pentru locuitorii orașului și pentru turiști. Alte lucruri le puteți afla din ziar, poate insistăm mai mult mâine. În emisiunea de astăzi, inspirați fiind de niște apariții televizate dese, aproape în fiecare zi, Semcomu se pregătește probabil de vină mai mult decât este acum, ale șefului gărzii de mediu naționale, nu locale, care a arătat câte probleme sunt prin județe cu altceva, ne-am gândit să îl invităm la o discuție despre mediu în județul Neamț și probleme punctuale din această zonă, nu pe șeful gărzii de mediu, întrucât ei sunt foarte puțini și sunt foarte ocupați, neavând timp să apară în emisiuni. Ei sunt pe teren tot timpul. L-am invitat în emisiune astăzi, deci, pe șeful Agenției pentru Protecția Mediului Neamț, domnul Iulian Jugan. Bună dimineața, bine ați revenit! Bună dimineața dumneavoastră și tuturor celor care ne urmăresc. Mulțumesc pentru invitație. Și aș mai adăuga un motiv. Sâmbătă pe 5 iunie este Ziua Mondială a Mediului, zi aniversată sub un logo care este mai mult un avertisment. Acesta e titulat E timpul pentru natură. E timpul pentru natură. Frumos logo. Teoretic, natura ar trebui să fie tot timpul în centrul preocupărilor noastre, chiar și când mergem la un grătar. Dar, mă rog, domnul Jugan, eu am avut curiozitatea să intru pe niște materiale publicate de instituții, mă rog, acreditate în domeniu, și am reușit să dau peste un fel de analiză a socioeconomică pe Agenția Nord-Est în perioada 2007-2013. De ce m-am dus încolo? Pentru că încă mai funcționau niște instituții, niște societăți comerciale. Mai funcționau. Acum, încet, încet, având în vedere sprijinul economic primit de toate, așa, având în vedere infrastructura locală, încet, încet s-au închis ca să devenim un oraș cât mai, un județ cât mai nepoluat. Așa. Deci, și acolo, din ce citeam eu acolo, Neamțul stă bine, stătea bine și cred că de atunci stă și mai bine. Adică nu ne putem compara cu Iașu, cu Bacău, chiar cu Suceava. Așa, suntem bara-bara cu Botoșaniu și Vaslui și când vine vorba de poluare și factori de poluare. Într-adevăr, din păcate putem spune că din punct de vedere economic lucrurile nu stau atât de strălucit și acest lucru regăsim noi ca Agenție pentru Protecția Mediului în valorile pe care le măsurăm zilnic în privința calității aerului. Agenția pentru Protecția Mediului are în dotare 3 stații de monitorizare a calității aerului care monitorizează indicatorii 24 din 24, o stație de tip urban amplasată în municipiul Piatra Neamț, în zona cimitirului Pietricica, și două stații de fond industrial,
una amplasată în municipiul Roman, pe șoseaua de ieșire către Iași, iar cea de-a treia în localitatea Tașca, în proximitatea combinatului Carpat Cement. Da, valorile înregistrate nu au dus spre o zonă în care ar fi trebuit să întocmim planuri de calitate a aerului, așa cum dădeați exemple în orașele industrializate puternic, Iași, București, Timișoara. Ceea ce e de bine, nu? Până la urmă. Nu știu dacă neapărat de bine, poate din prisma... Din punctul de vedere al mediului. Din punct de vedere al mediului, categoric, da. Analizând celălalt indicator, vorbim de locurile de muncă, de bugetul aferent județului, practic am fi preferat să stăm cu ochii pe acești operatori economici, să-i determinăm să folosească tehnologii superioare și să polueze cât mai puțin versus varianta în care nu avem atât de multe probleme pe zona de calitate a aerului. De exemplu, până acum, la jumătatea anului, aproximativ, singurele valori care au dus la înregistrarea unor depășiri zilnice sunt în zona Tașca. Vorbim aici de un număr de aproximativ 15 depășiri. Legea calității aerului prevede posibilitatea ca numărul acestor depășiri să ajungă la 35 și aici vorbim de media zilnică făcută pe 24 de ore, calculată automat. Totodată vreau să vă informez că toate aceste date se încarcă automat în rețeaua europeană de calitate a aerului. Respectiv, este imposibil ca cineva să intervină în fluxul informațional de înregistrare a acestor date. Bun. Deci, avem măsurători, stăm bine. Cât de bine stăm în realitate, de fapt? Pentru că atunci când vorbim de mediu, vorbim de o mulțime de probleme care de multe ori nu se văd decât după ce se întâmplă. Vreau să șterg cu buretele chestia de la Bicaz acum, cu accidentul privind amoniacul în vedeană. Da. Așa. Haideți să vorbim despre gunoaie. Deci, pe noi în Neamț ne interesează în momentul acesta să știm până unde se va merge cu această colectare, ce probleme sunt în acest moment din punctul nostru de vedere al agenției. Pentru că știm cu toții, avem acel proiect care a fost implementat în proporție destul de mare, dar încă nu e finalizat, nu? Da. Cu gunoaiele, cu groapa de gunoi de la Giro, cu platformele intermediare, cu tot ce însemna el. Și acolo sunt, cred că, niște probleme. Toată această problematică a deșeurilor este gestionată de Consiliul Județean prin structura ADIECO. ADIECO care are drept membri toate UAT-urile din județul Neamț. Practic, județul este împărțit în patru zone. Domnul Jurea, vă întrerup. Asta este instituție de stat, da? Da. Consiliul Județean este o instituție, nu știu dacă să o numesc de stat, dar reprezintă în teritoriu. Deci este instituția care conduce practic județul, are un buget, putem să considerăm ca fiind de stat întrucât vin și fonduri de la bugetul de stat, da? UAT-urile sunt consilii județene locale, ca să spunem așa, da? Garda de Mediu este o instituție de stat și dumneavoastră îmi spuneți mie că toată problematica gunoaielor din județul Neamț o gestionează acum o organizație non-guvernamentală? E vorba de Consiliul Județean, este titularul activității, dar s-a găsit această formulă prin aceste asociații de dezvoltare intracomunitare la nivelul fiecărui județ, probabil o formulă juridică acoperitoare, astfel încât se prezumă că toți membrii, toate UAT-urile au un cuvânt de spus în tot ceea ce înseamnă... Adică este o formulă juridică care permite acoperirea oricărui lucru în domeniu. Adică primarul nu este de acord cu mărirea prețului apei sau cu mărirea prețului la gunoi. Are un delegat în
cum se cheamă, Adi Eco, da? Care este împuternicit să voteze sau nu. El primește o împuternicire. Și acolo, la grămadă, deci la grămadă, noi Adi Eco, noi nu vrem, dar Adi Eco vrea. Deci este o formulă în care putem arunca, adică știți cum e, ca și cum ai arunca deșeuri în pădure. Fără nicio legătură cu șeful de la Adi Eco, pe care cred că îl cheamă domnul Pădure, nu? Practic, acest titular, cum vă spuneam, este Consiliul Județean, a beneficiat de fonduri europene pentru implementarea acestui sistem de management integrat al deșeurilor. Din cele patru zone, trei sunt licitate și încredițate unor operatori. Mai există o problemă în zona 1, Piatra Neamț și încă 22 de, dacă rețin bine, de UAT-uri, unde urmează probabil să organizeze licitații astfel încât acest... Deci, suntem, când au fost date în folosință depozitul și stațiile intermediare? 2015-16 pe aici. Și suntem în 2021 și noi nu avem operator pe una din cele patru zone ale județului? Da, aici sunt... Eu nu vă reproșez dumneavoastră. Care excede competențelor Agenției pentru Protecția Mediului, cu toate că noi am fi văzut un pic altfel lucrurile, să existe o relație, dacă vreți, pe orizontală între Adi Eco și structurile, vorbim în general, nu numai de județul Neamț, și structurile care reglementează în zona protecției mediului, astfel încât tot ceea ce se construiește prin aceste proiecte SMID să corespundă legislației în vigoare zona protecției mediului. Adică, cei de la organizația non-guvernamentală Adi Eco Neamț, care reprezintă voința UAT-urilor și a Consiliului Județean, bănuiesc că sunt cei care au creat, au conceput cu sudoarea frunților caietele de sarcini pentru licitația pentru zona 1, 2, 3, 4. Că s-a întâmplat așa, eu sunt convins, pentru că în zona Roman și încă într-o zonă a câștigat o societate din Roman, deci, pe meritele ei, pe tot ce are ea, care n-a avut niciodată probleme de mediu în județul Neamț. Câteva mărunte acolo, de câteva de mii de tone de gunoi. Dar în rest n-au avut probleme mari. Și pe zona 1, zonă foarte importantă, noroc că Piatra Neamț are depozitul încă, da. Nu avem, după atâția ani, din punctul dumneavoastră de vedere, care ar fi problema? Nu cumva trebuie umblat la caietul de sarcini? Pe dumneavoastră v-a întrebat cineva când au făcut caietul ăsta? Nu, și acesta este unul dintre aspectele pe care încercam să le sugerez, că noi am găsit oarecum normal să fim consultați și, repet, nu mă refer doar la județul Neamț, pe componenta asta de legislație, de proceduri, de tot ce înseamnă fluxul deșeurilor. Practic, noi ca Agenție pentru Protecția Mediului urmărim trasabilitatea deșeului de la momentul la care este generat până la momentul în care este depozitat sau eliminat. Și da, în mod normal ar fi trebuit să fim consultați din acest punct de vedere doar pe componenta strict de protecția mediului. Noi nu avem competențe pe zona financiară, pe orice altă zonă care cuprinde întreaga procedură de... Haideți să spunem altfel. Deci, practic, dacă dumneavoastră ați fi consultați, și ceilalți care se ocupă de mediu, probabil, ați fi consultați, n-ar fi posibil ca după o eventuală licitație și desemnarea unui câștigător să apară probleme care țin de legislația implementării în practica acelui a rezultatului licitației. E perfectă logica dumneavoastră, sens în care nu poți o hotărâre de Consiliul Județean sau
procedura de licitație nu este opozabilă legislației naționale pe zona de protecția mediului. Aici, revenind un pic la fondul problemei, după cum știți, în județul Neamț avem două depozite conforme, unul la Girov, construit tot prin acest proiect SMID, și unul la nivelul municipiului Piatra Neamț. Probabil după ce se va finaliza și licitația pentru zona 1, vom putea declara închis acest proiect SMID finanțat din fonduri europene. Iar caracteristica acestei consultări pe care o invocam nu este valabilă doar în cazul SMID-ului. Sau constatăm de foarte multe ori că sunt UAT-uri care iau decizii, hotărâri în consiliile locale pe problematici care generează un impact asupra mediului și nu suntem consultați ca entitate care reglementează în zonă. Efectiv, ne trezim cu niște hotărâri de consiliu local, autoritatea respectivă le invocă ca fiind lege, voința comunității, da. Voința comunității, și atunci apar oarește discuții și implicit o atitudine așa care suntem acuzați că nu vrem să îi ajutăm să dezvolte, să și implementeze proiectele de care au nevoie la nivelul comunităților. Și de aici întotdeauna noi am manifestat deschiderea și le-am cerut efectiv, domnule, veniți să discutăm înainte de a aproba un asemenea proiect sau înainte de a emite un certificat de urbanism pentru proiect, să vedem care este impactul, care sunt problemele, astfel încât, plastic vorbind, să asfaltăm oarecum. Bun, ei s-ar putea drumul. Să spună așa, doamne, că nu, că evităm birocrația. Nu, aici nu e vorba de birocrație, că orice proiect este supus legislației. Aici vorbim de directive europene care sunt implementate inclusiv în legislația națională pe zona de protecție a mediului. Sunt și multe zone în care sunt create aceste arii protejate. Sunt obligatorii, nu există rabat sau formule ajutătoare care să permită eludarea legislației privind protecția mediului, pentru că, până la urmă, de aici apar și problemele. Și dacă e să extrapolăm puțin și ne uităm la nivel național, vedeți că de cele mai multe ori, în zona transporturilor sau e o ipocrizie de genul ăsta în care ducem în derizoriu și spunem că nu se poate face autostradă din cauza unui gândac. Problemele sunt mult mai complexe. Nu e vorba de un gândac. În momentul în care noi, ca entitate care ne ocupăm de reglementarea zonei de protecție a mediului, emitem acordul de mediu pentru orice tip de proiect, că e drum, că e, ținem cont de tot ce înseamnă element al naturii, apă, arii protejate, pădure, tot ceea ce ar putea genera un impact asupra mediului. Dacă e cazul unei arii protejate, ne uităm într-un plan de management care are putere de lege. Este publicat prin HGN, monitorul oficial, și impunem condițiile prevăzute în acel plan de management, nu le inventăm noi. Eu înțeleg că poate e mai simplu să defrișăm sau să, nu știu, să... Domnul Jucan, dar nu s-a exagerat un pic cu acea chestie numită Natura 2000 în România? Că în alte părți nu vedem asemenea, adică eu înțeleg că trebuie să fim țara etalon a Europei, să avem cei mai mulți urși, cei mai mulți râși, cei mai mulți așa, și cea mai mare suprafață sub această acoperire de Natura 2000. Unde te învârți, nu se mai poate face aproape nimic, fără derogări. Eu nu înțeleg această instituție. Spunea acum ministrul mediului sau șeful lui de la partid, nu mai știu, Kelemen, unul din doi. Că domnule zice, nu se pot face autostrăzi peste munți în momentul ăsta în România, să nu mai dăm cotită, pentru că unde te întorci, dai de Natura 2000. Arii protejate. Păi și atunci cum e? O să vă surprind și să vă spun că și eu personal consider că sunt zone în care nu este justificată implementarea acestor măsuri de protecție prin instituirea de
de arii protejate. Mai mult decât atât, statul român prin Ministerul Mediului a înființat o structură specializată, să spunem așa, în administrarea acestor arii protejate și întotdeauna noi, cei care conducem procedura de reglementare, avem nevoie de avizul colegilor de la arii protejate, dar încercăm să-i determinăm să găsească soluții. Pentru că este foarte ușor să invocați mai devreme birocrația, să spui că nu se poate, nu găsește soluții, găsește soluții alternative pentru proiectul respectiv. Că de asta suntem plătiți din bani publici, nu doar să spunem așa, desfințăm instituțiile, nu se poate. Avem arii protejate, da? La arii protejate în județul Neamț, din câte știu eu, în momentul ăsta sunt parcă doi oameni. Două persoane, așa este. Și parcă doi oameni. Când i-am întrebat ceva, să ne dea un răspuns, știți, noi n-avem voie să vorbim. Noi n-avem voie să vorbim, vă rugăm frumos, noi nu vorbim, noi... Dar ce faceți? Nu la București? Dom'le, dar lucrați aici, sunt probleme aici, sunt pe lacul X, care este arie protejată, sunt probleme punctuale. 1, 2, 3. Da, dar noi nu putem, noi nu e normal. Așa este și nici eu nu sunt de acord cu această atitudine. După cum știți, noi manifestăm... Știu, deci din punctul ăsta de vedere nu se pune problema. Pentru că realitățile locale, exact cum bine intuiați, noi le știm aici. Nu le știe nici București, nici președintele Agenției Naționale și cu atât mai puțin Ministrul Mediului. Noi îl informăm potrivit procedurilor pe care le avem despre problemele cu care ne confruntăm. Și da, e o problemă din punctul ăsta de vedere și cu care și noi ne confruntăm, că cu lipsa de personal suntem în categoria de funcționari între cele mai prost plătite. Un consilier superior la noi are undeva în jur de 3.000 și ceva de lei la nivelul unui șofer bine plătit într-o primărie. Sub nivelul unui șofer bine plătit într-un consiliu județean. Probabil n-a făcut update-ul la... Da. Și e nevoie de personal în condițiile în care la mediu, ați văzut că am început să ne pricepem toți aproape ca la fotbal. Toți respectăm mediu, toți declarativ, cel mai în zona politică, fără mediu nimic nu se poate, dar lucrurile concrete și în fapt stau cu totul altfel. Întâmpinăm foarte mari dificultăți. Noi am solicitat de altfel conducerii Ministerului să ne permită să încadrăm personalul. Un om, un consilier specializat pe zona de protecție a mediului se formează destul de greu. Ca să emiți o autorizație integrată de mediu sau o autorizație pentru un agent economic destul de, cu activitate complexă, cu impact asupra mediului, e nevoie de oarece experiență. Din 30 de inși avem 9 posturi neocupate de 3 ani de zile. Tot volumul de muncă se răsfrânge asupra celorlalți colegi. Mai mult decât atât, de un an și ceva s-a schimbat legislația și cu ocazia asta o să fac și un apel la operatorii economici că încet încet o să scăpăm de starea de alertă, respectiv de cele 90 de zile de după starea de alertă. Și până acum, invocând această legislație, s-au mai înregistrat întârzieri la solicitarea vizei pe autorizațiile de mediu. După ce expiră această zonă legislativă permisivă, lucrurile vor intra într-o altă logică și presupune respectarea întocmai a termenului. De aceea fac un apel prin intermediul dumneavoastră la toți operatorii economici să-și citească autorizațiile de mediu și să aplice pentru aplicarea vizei. Practic, acum orice autorizație de mediu nu mai e ca înainte, valabilă 5 ani sau 10 ani. O primea și venea atunci când expira. Practic, orice autorizație de mediu este valabilă atât timp cât în fiecare an soliciți o viză anuală, care presupune o procedură. Gândiți-vă, la nivelul județului Neamț avem în jur de 2000 de autorizații de mediu. Cu cei 7 colegi pe care îi avem la reglementări, vă dați seama că ar trebui să meargă într-un an de zile pe fiecare amplasament să desfășoare o mini-procedură de reglementare, ceea ce este destul de anevoios. Da, haideți, eu tot mă întorc la partea cu gunoaiele. Dumneavoastră spuneați că urmăriți trasabilitatea gunoiului din momentul în care este colectat până când ajunge la
eliminat sau valorificat. Sau valorificat. Câte gunoaie ajung așa o medie sau, mă rog, o cifră ajung din județul Neamț la groapa din Girov? Păi o medie lunară, dacă vreți, conform raportărilor pe care le face operatorul acestui depozit ecologic conform, este undeva între 6 și 7 mii de tone de deșeu depozitat. Și ca să răspund oarecum întrebării dumneavoastră cu substrat, vă spun că nu ne încadrăm în ținta pe care o avem impusă de către Uniunea Europeană la nivel național. Practic, noi avem obligația... Nu ținta de strâns gunoaie, ținta de reciclare. De reciclare. Da. Deci există o țintă de reciclare care trebuie respectată și care îți poate aduce inclusiv anumite venituri la un moment dat. Eu întreg. Atât timp cât lucrurile se fac respectând așa cum trebuie. Care e nivelul de reciclare la nivelul județului? Păi, în primul rând vă informez că ținta e undeva la 50% din cantitatea colectată. Practic din 10 tone de deșeu colectat, 5 tone trebuie să reciclez, să valorific. Efectiv și doar 5 tone trebuie să meargă la depozitare. Atât la nivel național cât și județean, procentul este undeva în jurul a 10%. Deci suntem departe de atingerea țintei. Factorii sunt multipli. Vedeți că în mass media abundă informațiile referitoare la depozitările ilegale, la nerespectarea legislației privind colectarea deșeurilor. Nu vreau să fiu avocatul colegilor de la Garda de Mediu, dar vă spun că și ei sunt optinși care trebuie să acopere județul. Cea mai mare problemă pe care noi o constatăm este lipsa de implicare a UAT-urilor prin persoana primarilor. Chiar am urmărit interviul ministrului și spunea că se ia în calcul inclusiv o modificare de ordin legislativ care să impună sancționarea în nume personal a edilului UAT-ului atunci când sunt constatate aceste depozitări ilegale. Pentru că efectiv nu poți să pui un comisar de la gardă după fiecare cetățean. Este drept, aici ține mult și de educație, ține mult și de nivelul financiar pe care ni-l permitem ca să asigurăm acest management al deșeurilor, dar foarte, foarte mult ține de zona de om gospodar. Eu constat, nu știu dacă am dreptate, un paradox. Cel care gestionează depozitul de deșeuri, fie oricine ar fi el, are interesul să depoziteze în depozitul respectiv cât mai mult, pentru că el încasează niște bani dacă depozitează. Firmele care colectează gunoiul au interesul să colecteze cât mai mult, pentru că încasează teoretic. Da. Vorbim teoretic aici, că de multe ori nu încasează, de multe ori nu se... Da, teoretic, da? Vorbim teoretic. Dacă ei au interesul ăsta, e greu să blochezi acest interes. Cel puțin așa mi se pare mie. Țineți minte scandalul cu groapa de gunoi de la Piatra Neamț. Era atât de drăguț încât, după ce s-a făcut prima licitație, s-a mai găsit o modalitate să mai apară un operator acolo. A fost eliminat unul, a venit altul, care acum încasează banii că altul lucrează pentru el. Deci, am impresia că există acest blocaj. Da, dar pe logica dumneavoastră, rațiunea de a fi a oricărei societăți comerciale este aceea de a realiza un profit. Ok. Da? Încasezi bani colectând, practic și cheltui destul de mulți bani ducând deșeurile pe care le colectezi la depozit. Atunci șansa ta de a-ți maximiza profitul este să reciclezi foarte mult. Da, ai și acolo cheltuieli. Și acolo sunt cheltuieli, dar valorifici din materialul reciclat. E drept că există un recul. Unde să valorificăm materialul reciclat?
Asta vreau să vă spun, că există un recul în piață și îl știm în urmă cu câțiva ani. De exemplu, China era un foarte mare importator sau cel mai mare importator de deșeuri din material plastic, lucru care nu se mai întâmplă, nu mai importă, și atunci e un pic anevoios acest proces de valorificare. Sunt câțiva operatori care reciclează în domeniul sticlei, în domeniul cartonului, în domeniul peturilor, dar eu zic că pentru un salubrist, pentru un operator care deservește un număr destul de mare de UAT-uri, n-ar trebui să fie o problemă. Mai ales când în tot ceea ce înseamnă SMID, practic acest SMID a fost creat ca un lucru care ar fi trebuit să funcționeze ireproșabil. Colectezi genul de piramidă care ar trebui să-ți confere rezultate. Colectezi de la generator, treci prin stații de sortare, de transfer și depozitezi doar o mică parte, restul valorificând. Aici sunt multe discuții. Când s-a înființat acest SMID la nivel național, prin angajamentele pe care le-am luat noi la nivelul Uniunii Europene, am folosit tehnologie destul de învechită. Vedeți că e o zonă în care în permanență există o evoluție, apar tehnologii noi de reciclare, de inclusiv pe zona de colectare. În schimb, noi, pentru că așa au fost vremurile la timpul acela în care am început implementarea, constatăm că multe dintre tehnologii... Deci, dumneavoastră, vreți să-mi spuneți acum că tehnologia aceasta bazată pe depozitare este depășită? Adică acele depozite mari care sunt acum la noi la nivel județean, n-am înțeles de ce neapărat unul la nivel județean, în condițiile în care județul poate ți-ar fi impus ca structură, ca așezare, ca căi de acces, poate două, și care în timp ar fi fost mai bune, dar trece peste asta. Această strategie de depozitare este depășită? Pentru că dacă am avea două depozite, cum spuneați dumneavoastră, n-am face decât să încurajăm depozitarea. Ori scopul nu este acesta. Practic, procentul de 50% va crește progresiv de la an la an și ne va forța să reciclăm cât mai mulți. Și practic, durata de viață a unui asemenea depozit ar trebui să fie de câteva zeci de ani. Pe măsură ce trec anii și investim în tehnologii noi și reciclăm tot mai mult, practic, cantitatea care ajunge pe depozit ar trebui să fie mult, mult mai mică și atunci durata de viață... Și aici se bate cap la cap cu cel care gestionează depozitul și care, la un moment dat, o să consideră că este neeficientă activitatea și va veni, de exemplu, în județ și va spune: bă, vreți să vă gestionez depozitul? Dați-mi și o zonă să o gestionez, să adun gunoaiele de acolo. Nu știu dacă s-a întâmplat pe undeva lucrul ăsta, parcă chiar în Neamț a fost la un moment dat, pe zona 1, o discuție de genul ăsta, că dacă nu vă mai vă las cu depozitul vostru și plec și vă băgați midul unde vreți voi. Deci, am impresia că undeva există un hiatus în a cointeresa toți factorii. Degeaba populația selectează și trimite că la nivel de localitate nu se va da niciodată prețul acela pentru selecție decât foarte greu, da? Operatorul va selecta și el cât să se încadreze cât mai aproape de norma națională și în rest va trimite acolo. Adică, nu știu, nu-mi dau seama. Aici aș reveni la rolul important pe care l-au și UAT-urile. Și vă dau de exemplu la Piatra. Câțiva ani în urmă, de multe ori am sesizat niște aspecte neconforme, inclusiv pe zona de colectare, exact cum spuneți, în momentul în care ai patru categorii, adică o singură auto specială care strânge câte două, trei, chiar patru în aceeași vehicul, în care constatam că unele vehicule curge levigat în momentul în care nu erau etanșe
Și am sesizat, bineînțeles, UAT-ul care avea în responsabilitate și avea o relație directă cu operatorul. Și am primit răspunsul de genul că e toamnă, că e perioada când se pun murăturile și... Și inevitabil se întâmplă lucrul ăsta. Da. Da, adică toată lumea, senzația mea este că încercăm să ne facem că respectăm legea. Toți. Că ne facem este una. Dar în momentul în care, de exemplu, se mărește prețul la gunoi pentru toate aceste lucruri făcute de ochii legii doar, așa, atunci ne supărăm că a crescut prețul. Prețul crește ca urmare a neimplicării de jos până la ultimul nivel. Și acum când văd toate aceste heirupuri pe la televizor, că uite, am mai descoperit o groapă, stau și mă gândesc ce ar fi dacă ne-am transformat în niște detectoriști de gunoaie, că detectoriști de comori avem. În județul Neamț, oare ce am găsit? Am găsit în extravilanul unor localități, probabil am avut și sesizări în sensul ăsta, zone în care procedau la colectare și duceau și îl depozitau, respectiv îl acoperau cu pământ, tocmai pentru a maximiza, mă gândesc că se transformaseră în societăți comerciale primăriile în momentul în care percepe o taxă de la cetățean și acolo, nu plătesc să-l elimin. Nu, deci ei nu mai... Deci veneau și facturile de la operator și atunci, ca să nu mai vină facturile de la operator pentru o parte a gunoiului, îl acopereau. Și culmea e că la un moment dat erau acele societăți comerciale care aveau atribuții în strângerea gunoiului, care chiar ele mai îngropau din gunoi ca să nu plătească la depozitare la Girov. Problema mea este dacă există o trasabilitate a gunoiului, el cum încasa banii pentru gunoaiele alea și pe urmă ele se evaporau. Spunea că le-a reciclat. Ce Dumnezeu? Există raportări în programul nostru, în sistemul integrat de mediu, în SIM, există aceste raportări și noi urmărim în momentul în care colectează. Aveau documente prin care îl valorificau sau operatorul îl depozita. Și la final dădea zero sau dădea aceeași cifră. Urmărim că atunci când aceste cifre nu bat, de fiecare dată sesizăm operatorul sau cerem explicații suplimentare vis-a-vis de cantitățile, zona de proveniență, modul de valorificare sau depozitare. Și eu v-am întrebat mai devreme câte gunoaie se depun la Girov și am spus din județul Neamț. Asta s-a anticipat cu selecția. Eu vreau să vă întreb, la Girov se depun gunoaie și din alte județe? În mod legal nu ar trebui să se depună. Nu, da. Știu că în alte părți sunt, se duc din Cluj, nu știu unde, de un legal, de către un operator. Se întâmplă legal, acolo unde depozitele conforme nu sunt încă operaționalizate. Da, și noi nu avem județe fără depozite conforme? Sunt. Și aia unde depun? Aduc și la noi? S-au creat niște, cum am avut și noi la un moment dat, niște spații temporare, niște depozite temporare, cu infrastructură care să permită depozitarea și probabil ulterior relocarea în momentul în care... Da, celebrele depozite de la Roman, Târgu Neamț, nu? Celebre, pentru că acolo s-au depozitat gunoaie, n-au fost aduse la Girov, s-a încercat și o șmechereală. Lasă, n-aveți de unde să știți că nu erați în... cu niște hotărâri de Consiliul Județean și Consiliul Local ca să plătească transportul, deși banii pentru transport erau încasați, procese, etc. Depozitele acelea încă există, din câte știu eu, deși în mod normal ele trebuiau să ajungă, cantitățile de acolo trebuiau să ajungă la Girov. Da, și depozit, și spațiu temporar de la Roman și cel de la Târgu Neamț au avut autorizații de mediu, acestea au expirat. Obligația operatorilor acestor spații temporare este aceea de a reloca la depozitul conform de la Girov. În momentul în care au expirat autorizațiile, responsabilitatea a intrat în zona gărzii de mediu, care urmăresc și au un program, probabil pe baza comunicărilor făcute de operator,
care urmează cantitățile relocate. Da. Deci să spunem așa, având în vedere că năravul din fire din când în când se mai manifestă și... Deci pe zona aceea de depozit intermediar, sau cum se cheamă acum din roman, s-a raportat vreo cantitate de gunoi adusă, să spunem, din Iași? În perioada asta, acum, avem gunoi aduse din zona Iași? În perioada în care se depune... De când a început să funcționeze platforma asta? Da, există. Deci, există în evidențele noastre și deșeuri depozitate din alte, inclusiv județe. La Roman, nu? Sau da, la spațiu temporar. Spațiu temporar. De acolo deșeurile unde merg? După ce sunt în spațiu temporar, unde trebuie să ajungă ele? Nu trebuie să ajungă tot la Girov? După ce sunt selectate, după ce sunt pigulite, aranjate, nu tot la Girov ajung? La Girov, normal că... Deci, practic, avem deșeuri care vin din alte județe în momentul acesta și ajung la Girov. Aici mai e o problemă, dacă vreți, care ține și de zona de sănătate publică. Vorbim de aceste spații temporare unde perioada de, inclusiv de relocare, nu mai de depozitare, a expirat. E o problemă cu acest deșeu care deja a intrat într-un proces de putrefacție. Repet, există și o zonă în care poate prezenta un pericol pentru sănătatea publică. Aici au fost încercări de câteva ori. Domnul Jugan, din ce spuneți dumneavoastră, este o zonă care miroase urât și care, în mod normal, ar avea și o componentă penală prin încălcarea repetată a legislației și a regulilor contractuale. Din punctul meu de vedere, dacă miroase așa de urât și vorbesc strict de zona de relocare. Am înțeles. Ca să scoți acum un deșeu care este depozitat de 2014, 5-6 ani de zile, să-l transporți pe o distanță de 40 de kilometri, e o problemă. Sincer, și soluția? Vă spuneam, s-au încercat la un moment dat de către minister să identifice niște soluții, probabil finanțate prin administrația fondului de mediu, să găsească tehnologii care să permită închiderea in situ, cum spune, la fața locului. Deocamdată nu s-a ajuns la niciun rezultat. Pentru că, repet, din perspectiva asta, lucrurile așa ar trebui să stea. Dar în condițiile în care cantitatea depozitată acolo excede capacității depozitului. În momentul în care ai acest spațiu temporar construit pentru 40.000 de tone, iar garda de mediu a constatat că e o cantitate de aproximativ 120.000 de tone, e mai greu să procedezi la închiderea in situ. Da. Eu vă propun să mai revenim o dată cu asemenea discuții. Avem foarte multe întrebări. Din păcate, emisiunea s-a încheiat aici. O să revin. Poate săptămâna viitoare ne întâlnim și să răspundem și la toate aceste întrebări. Sunt foarte multe venite și ar fi bine că oamenii sunt interesați. Sigur. Vă mulțumim pentru participare, oameni buni, o zi bună, numai bine, sănătate!